secvență înregistrată la sol. Deși nu acesta a fost ultimul aparat al echipei noastre, regizorul transmisiunii a ales parcă simbolic pentru a reaminti telespectatorilor din întreaga lume care este cea mai bună echipă din lume, evoluția la sol a unei gimnaste din țara noastră. Maria Olaru. Un exercițiu notat cu 9.775, o gimnastă care promite foarte mult la actuala ediție a campionatelor mondiale. După evoluția excelentă din calificări, Maria noastră a reușit un concurs foarte bun și astăzi și sperăm că va reedita aceste două zile bune și joi la individual compus. Vă reamintesc că după calificări Maria avea cel mai bun punctaj pe locul al doilea Andreea Răducan, pe 3 de-abia Svetlana Forchina și pe locul 4 o din nou româncă Simona Mânar.